Dacă doriți să urmărim citirea cuvântului din Sfânta Scriptură, așa cum este scris în a doua carte a împăraților, capitolul 5, începând cu primul verset. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman și a zis stăpânei sale, oh, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis, du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat, luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. A dus împăratului lui Israel scrisoarea care glăsuia așa. Acum, când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindești de lepra lui. După ce a citit scrisoarea, împăratul lui Israel și-a rupt hainele și a zis, oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez de-mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți, dar, și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Când a auzit Elisei omului Dumnezeu că împăratul lui Israel și-a sfâșiat hainele, a trimis să spună împăratului, pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Naaman a venit cu caii și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului, Dumnezeului lui și își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele din lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să vorbească și au zis, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut. Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus, scaldă-te și vei fi curat. S-a coborât atunci și s-a cufundat de 7 ori în Iordan după cuvântul omului lui Dumnezeu și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copil laș și s-a curățat. Amin. Cu respect vă invit să vă reașezați. Am rugat frații să nu taie niciuna din cântări, că sunt frumoase și știu că v-ați pregătit să aduceți o jertfă lui Dumnezeu astăzi aici. Fie bine primită jertfa și să rămână mesajul ce a fost transmis până aici prin viori, prin mandoline, vocal, cu pian, cu ce a fost transmis, să rămână în inimile noastre. Au adus înviorare sufletească, întărire în credință și nădăjduiesc că și mesajul lui Dumnezeu ce va fi transmis va aduce orientare, îndrumare ca să cunoaștem voia lui Dumnezeu cu privire la noi mai cu deamănuntul. Domnul să ne binecuvinteze! De fapt, subiectul predicii mele în seara aceasta este o întrebare. Legat de ceea ce spuneau slujitorii lui Naaman în versetul 13, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus. Când dorința lui Dumnezeu poate fi un lucru prea greu pentru tine? Uneori nu înțelegem voia lui Dumnezeu, felul în care lucrează, mijloacele, metodele, vremea potrivită de rezolvare. În linii mari, chiar și cu deamănuntul, în ce privește mântuirea, ne-a fost descoperit. Slăvit să fie Tatăl Ceresc, care prin Domnul Iisus Hristos, care a adus cuvintele celui ce l-a trimis
Și apoi Duhul Sfânt a continuat să descopere din ceea ce este la Tatăl. Am primit înștiințări, lumină, descoperire, mai mult de atât și putere de sus să ne apropiem de Dumnezeu în sfințenie, să intrăm și să rămânem în împărăția Lui și să ajungem în împărăția Lui. Domnul să ne dea biruință. Numai că pe unele laturi de lucrare, în anumite împrejurări, situații, Domnul nu ne descopere întru totul voia Lui și nu înțelegem. Vorbeam cu un frate lucrător recent, a trecut prin suferință destul de grea, acum este bine, și am spus, ce ai gândit atunci când erai la spital, atunci când nu puteai să fii la părtășie cu frații, să dai cina, să te ocupi de lucrare? A spus, nu am cârtit înaintea lui Dumnezeu, nu am fost nemulțumit, dar am spus atât, Doamne, nu înțeleg. De ce așa, o știe el, nu? Știe el. Am fost într-o localitate la evangelizare, Meria, dacă ați auzit, era un început acolo, veneau oamenii cu zecile la evangelizare și na, frații au zis, știi că aici altfel trebuie să prezinți cuvântul, ca să înțeleagă oamenii. Ei încă n-au crescut spiritual, nu sunt formați. Și am spus, stați liniștiți că de 10 ani merg la penitenciarul Bârcea Mare și tot așa fac, tot așa le prezint. Ca la început, așa să înțeleagă oamenii. Și m-am gândit, cum să le explic Romani 8:28. Pe de altă parte, știm că toate, dar toate, de aceea spune cuvântul lui Dumnezeu să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Am scris așa, în timpul slujbei, cât au fost cântările, am scris pe o coală mare, suferință, greutăți, probleme, neajunsuri, așa. Și am scris ceva și pe partea cealaltă. Și am venit și le-am arătat. Zic, vedeți ce scrie? Da. Înțelegeți ce scrie? Da. Ce scrie? Și îmi spuneau ei ce scrie acolo. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, vedeți ce scrie și pe partea cealaltă? Că Romani 8:28 ne precizează și cuvântul acesta Dumnezeu nu-l scoate din Biblie până plecăm la el. Pe de altă parte. Și noi nu vedem ce este pe de altă parte, dar suntem încredințați că Dumnezeu este la cârma lucrurilor. Că El ține în mână universul și istoria o schimbă pentru un om sau un popor îl dă pentru un om. El știe mai bine, năpârca de pe mâna lui Pavel nu l-a luat prin surprindere, că pe Dumnezeu nimic nu-L ia prin surprindere. El cunoaște totul, slăvit să fie numele Lui. Știți ce am scris pe partea cealaltă? Psalmul 115, versetul 3. Dumnezeu nostru este în ceruri și El face tot ce vrea. Noi suntem copiii unui Dumnezeu atotputernic, ce cunoaște toate lucrurile, ce poate schimba uneori brusc și istoria, și destinul, și viața, și inima, și gândurile. Scrie Isaia 66:18, eu Domnul pedepsesc gândurile și faptele. Pătrunde și cunoaște gândurile, dar poate să schimbe și inima, slăvit să fie numele Lui. Să o transforme, să o modeleze și planurile noastre le poate pune în concordanță cu voia Lui. Când nu înțelegem, nu știm uneori ce să facem, dar să ne încredem în Dumnezeu. Întrebarea temei mele are trei răspunsuri, tot cu câte o întrebare. Că vreau să vă las cu întrebări astăzi. Vă dau numai tema, e tema de casa asta. Când dorința lui Dumnezeu poate fi un lucru prea greu pentru tine? 1. Când aceasta presupune smerenie? Vine Naaman. Căpetenia oștirii împăratului Siriei. Cu trecere înaintea stăpânului său și cu mare vază. Bănuiesc îmbrăcat de protocol la o întâlnire anunțată. Așa-i? După o călătorie lungă. Și Naaman
trimite un sol la poartă. Ai, ce greu. Dacă ești mai jos, e mai ușor când te smerește Domnul. Dacă ești mai sus, o să te doară mai tare. Smerenie înseamnă să te vezi dependent de Dumnezeu întotdeauna și pentru totdeauna. Dependent de harul Său, de puterea Lui, de însoțirea Lui prin Duhul Sfânt. Smerenie înseamnă să privești pe altul mai presus decât pe tine însuți. Că poate are calități care tu nu le ai. Tu ai altele. Când am fost la lucru la biserică și am văzut că eu sunt zoaș pe lângă meseriașii ce-s acolo pricepuți, am zis, dați-mi și mie ceva de lucru, că după aceea la mea surorile mie nu-mi dau să mănânc. Când am văzut că sunt alți frați cu înțelepciune, cu lumină, cu descoperire, spuneam fraților din biserică astăzi, am învățat de tânăr, de când am fost pus în slujbă, să ascult de bătrâni și să învăț de la bătrâni și să-i învăț pe tineri ce este bine pentru ei. Astea toate în voia lui Dumnezeu. Smerenie mai înseamnă atunci când păcătuiești să recunoști și să te duci înaintea unui om care are chemarea să te asculte cu răbdare, să te înțeleagă fără să te acuze, fără să te povestească mai departe, să poată tăcea, dar să poată aduce cauza ta înaintea lui Dumnezeu, să urmărească și să ajute ridicarea ta spirituală. Astăzi am avut cina și noi, cred că și dumneavoastră, un tânăr m-a chemat în camera alăturată, mi-a mărturisit ceva și la urmă mi-a zis, frate, știți ce vă rog, din când în când să mă mai întrebați despre problema asta, dacă e rezolvată. Zic, dacă nu te superi, eu te întreb. Cât e un mesaj, cât e un telefon, dacă nu ne vedem. Da, smerenie înseamnă să-ți dai seama că ai greșit, că nu ai adus onoare numelui Sfânt. Spune cuvântul în 2 Timotei 2:19, totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului în cântarea de cor, în poezie, în vestirea cuvântului, în rugăciune, în salutul frățesc sau în alte discuții, și oricine rostește numele Domnului să... Spune un Tesaloniceni în capitolul 5, feriți-vă de orice se pare rău, să se depărteze de fără de lege. Uneori te-ai împachetat cu fără de legea, smerește-te acum și pocăiește-te. Smerenie înseamnă să plângi înaintea lui Dumnezeu, să te mărturisești, să-ți pară rău și să recunoști în fața unui om. Se observă la mărturisire când omul vine cu intenție de a se pocăi. Mi-amintesc că odată la o seară de rugăciune, frații m-au pus undeva într-o cameră la mărturisire, a venit o soră și a zis, frate, e păcat să pui bani deoparte. Și am zis, deoparte de cine? Deoparte de soțul. Zic, da, e păcat. Soțul nu-i credincios. Bă, e credincios. E păcat. Acum, sora cred că a venit să-mi facă studiu biblic. Frate, păi nu scrie în Biblie să nu știe stânga ce face dreapta? Și am zis, soră, dar nu sunteți amândoi în partea dreaptă? Și ca o să o lămurești și ca o să-i spui omului, frate, scrie negru pe alb și în matale ești printre rânduri, hai, intră în concordanță cu voia Domnului. Nu vrea! Sau poate nu înțelege, dar nici nu vrea să înțeleagă. Și o întreba fame, nu înțelegi tu ce citești? Puteți să spună, auzi, tu vezi de drum că tu nu știi de unde vin eu și unde mă duc. Nu? Naaman, căpetenia oștirii, apare la poarta prorocului și prorocul trimite un sol. Spune Biblia că smerenia merge înaintea slavei. Deci slava nu-i pentru aici. Deci acum suntem înainte de slavă, nu? Și bine să fim smeriți, nu? Să ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu, că la vremea lui
Scrie Roman 2:7 și va da viața veșnică celor ce prin stăruința bine caută slava lui Dumnezeu aici. Să nu avem nevoie de slavă aici. Avem nevoie de aprecieri, de încurajări, de susținere în rugăciune. Avem nevoie de oameni morali și normali lângă noi, care să știe să se poartă cu noi, și ca slujitori ai lui Dumnezeu, și ca membri în adunare. Dar nu trebuie să ne pronunțe nimeni lucrurile pe care uneori le-am aștepta noi așa, că ne-ar gândi la fire așa, sau la urechi, să fie plăcute. Este un cuvânt frumos, Psalmul 18, versetul 27. Dumnezeu mântuiește poporul care se smerește. Vă mai dau alt verset sau e suficient? Dacă l-aveți pe ăsta, putem face și încheierea, nu? Dumnezeu mântuiește poporul care se smerește. Dragii mei, întreba odată cineva pe un om al lui Dumnezeu: ce poți să-mi spui despre pocăință? Ce e pocăința? Și el a zis: pocăință înseamnă, în primul rând, smerenie. Corect. În al doilea rând, smerenie. Și în al treilea rând, smerenie. Să ne ajute Domnul să umblăm smeriți cu Dumnezeu nostru. Să învățăm de la Mântuitorul care a spus: învățați de la mine, că eu... Dacă nu observați, vă spun eu, zis Pavel, călcați pe urmele noastre, că și noi călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos. Învățați de la mine, a spus Mântuitorul, că eu sunt blând și smerit cu inima. Oamenii smeriți sunt și blânzi, așa-i? Astea merg împreună. Nu știu, aș avea niște semne de întrebare despre oamenii neblânzi. Hai să nu folosesc alt termen. Sau neîmblânziți, că scrie în Biblie de neîmblânziți. Când dorința lui Dumnezeu poate fi un lucru prea greu pentru tine? Când aceasta presupune smerenie? Stăpâne, lucru greu ți-a cerut. După cum vedea el, da, în al doilea rând. Când dorința lui Dumnezeu poate fi un lucru prea greu pentru tine? Când părerile tale contează mai mult? Dar nu avem noi Abana și Parpar mai curate, nu? Decât Iordană. Apoi, eu credeam, omul își face niște idei. El are un plan. El crede că e cu oficialități, trimis scrisoare la împăratul Israel. Împăratul lui Israel îl cheamă în audiență pe proroc. Prorocul face o cerere la Dumnezeul lui, vine aprobarea după referendum. Frați și surori, noi avem un mare har. Prin Domnul Iisus Hristos, marele preot, avem intrare liberă, audiență permanentă. Eu stric: preamărit să fie Domnul, și sunt izbăvit. Lucram la mină. Eram mecanic pe mașina de extracție, care dă minerii jos în mină, și m-au anunțat șefii: să ai mare grijă, vine un inspector de la ITM, ăsta pe nimeni nu iartă, o să vezi tu ce amenzi primim acum, că nu sunt în regulă pe aici nimic pe la noi. Tu numai să ai grijă, să măcar pe tine să nu te sancționeze, stai cu minte acolo pe scaun și să ai grijă. Un singur lucru mi-a venit în minte: cum o fi cu versetul ăla? Eu stric preamărit să fie Domnul și sunt izbăvit. Hai să stric și eu odată. S-au stric de mai multe ori. A venit omul cu mașina, o parcat lângă mașina de extracție, s-o da jos, o venit și o venit, și zice Biblia că împăratul Asiriei nu m-a primit o veste, că și-o trebuie să se întoarcă. Nu știu ce veste o primit, că n-am putut să aflu. O luat telefonul, o vorbit, o urcat în mașină și o plecat. M-a sunat șefii: cum a ieșit cu inspecția? Zic, așa cum trebuia să iasă, fără vizită, a fost bine. Mă, te vorbesc serios, stai că vin, o zice șeful de sector, acum vin la tine, hai încoace.
Dacă tot m-am pregătit și eu aici de protocol cu un pahar de suc, ceva, hai încoace. Da. Când dorința lui Dumnezeu poate fi un lucru prea greu pentru tine, când părerile tale contează mai mult? Spune Filipeni 3:15, gândul acesta dar să ne însuflețească pe câți? Pe toți din județul Hunedoara sau... Și dacă în vreo privință scrie acolo, sunteți de... Atâtea păreri apar, zice, frate, tu cam ce părere? Mă, dar te interesează părerea mea sau ce zice Domnul? Păi da, dar nu scrie... Și îmi spuneau tinerii la o întâlnire de tineret, au zis, frate, mai stați cu noi la un pahar de suc. Zic, suc nu beau că nu-mi plac chimicalele. Frate, avem și apă de izvor, au zis. Și la un moment dat au zis unul dintre ei, frate, așa-i că și la noi lucrurile nu prea-s clare. Zic, cred că la voi numai aici. Cred că aici la voi nu-s clare, după cum văd eu. Și după cum vă aud. Ele sunt clare în ce privește mântuirea. Pe anumite segmente de situații, lucruri, lucrări, putem să aflăm dacă Domnul binevoiește să ne descopere care este voia lui Dumnezeu. Mă mai întreabă tinerii, frate, în privința căsătoriei, cum să fac? Mă duc la proroc? Mă, da, ai vorbit întâi cu fata. Da, am avut caz că s-a dus la proroc, dar nu vorbise cu fata nimica. Și apoi căuta să o lămurească despre o interpretare a lui. Da. Și a spus, cel mai bine este să ai Duhul Sfânt în tine care îți va da inspirație. Și o să te inspire Domnul și îți dă îndrumare, îți dă Domnul și sentiment, și deschidere, și accept, și invitații, și program, și toate. Este un cuvânt, haideți să vedem, din Psalmi, îl caut și vă spun că avem Biblia tradusă în limba română, e mare har. Dar nu știu ce, când e negru pe alb, de ce mai sunt atâtea păreri? Psalmul 143, versetul 10. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Fetița ce asista la neputința acestei căpetenii de oștire, știa, ca și spus, versetul 3, că în Israel este un proroc. Sunt convins că știa ce înseamnă proroc. Că prorocul știe părerea lui Dumnezeu și ți-o poate spune. Dacă nu o știe, o cere. Știți că David mereu întreba pe Domnul, să mă sui la război, să mă duc, să... Voi care ziceți, Iacov, nu? Mă voi duce în cutare cetate. Am văzut că și frații mei obișnuiesc să zic așa. Dacă va voi Domnul, săptămâna viitoare am plecat și pleacă. Păi stai mă, nu-i numai formula. Dacă va voi Domnul, mă duc în cutare loc. Dar te-ai lămurit? Domnul a voit asta? Că mi se pare că nu dă bine. Spunea un frate la rugăciune la noi, odată îndemn și a zis, fraților, stă Dumnezeu în cer și așteaptă să cânte corul din cimpa și nu poate că dirijorul o pleca să agonisească. Hai, când am auzit. Dar avea dreptate, nu știu dacă era voia lui Dumnezeu asta să stea corul. Dacă stă, stă cu un alt dirijor, probabil. Și cântă cu un alt dirijor, nu? Suntem interesați de voia lui Dumnezeu în ce privește lucrarea din Sion, în ce privește lucrarea ce o facem noi. Mi-amintesc că Domnul mi-a vorbit, mie și soție, uite, vreau să aduc rezolvare într-un punct în care mă chemați pentru familie, luați o zi de post. Am căutat cu soția de la răsărit până la sfințit, 7 rugăciuni, tot ce a trebuit în ziua aia să fie în regulă. Gata, și acum așteptam. Am trecut câteva zile, zic, nu știm noi vremea, acum nu mai întrebăm pe Domnul și când, dar gata, stăm liniștiți. Și mă oprește în biserică un vas de lucru, ce auzi, o zis Domnul să faceți cumva să fie completă ziua de post, bine? Când am păi bine o zis Domnul, une milostenia din ziua de post, adu în casa ta sau du-te tu în casa lui dacă nu poate el veni. Dar du-te întâi pe la magazin. Păi, dar cum am uitat? Dar cum nu ne-am dat seama? Măi, noi deja cu biruința la
posesiune, gata, am crezut că e rezolvată problema. Bun este Domnul că ne vorbește, că ne luminează și că ne călăuzește pașii pe calea Lui. Dar să ascultăm de El. Predicam la noi subtitlul Când ascultarea face mai mult decât jertfele. Predica mea a fost dintr-un singur cuvânt. Întotdeauna. Întotdeauna ascultarea face mai mult decât jertfele. Să asculți de Domnul. Să stai lângă El. Să prinzi inspirația divină. Dacă ești aproape de Domnul în sfințenie, Domnul îți dă un răspuns lămurit. Și când te duci înaintea Lui, te duci cu o zi de post, cu rugăciune. M-așa deschis Biblia să-ți dea Domnul o îndrumare că ești în intersecție. Da. A treia precizare. Când dorința lui Dumnezeu poate fi un lucru prea greu pentru tine? Când nu crezi ce spune Domnul. Ceea ce vorbea Elisei erau cuvintele lui Dumnezeu: du-te, scaldă-te de 7 ori. Că doar nu se juca Elisei de a scăldat-o acolo cum am trimite noi pe unul. Du-te, botează-te, dacă vrei să te însori, dacă vrei să te măriți, dacă vrei să fii membru, dacă vrei să te împărtășești, dacă... Îmi spunea un frate păstor: la noi în biserică frecventează un om de afaceri din oraș serviciile divine. Și mi-a zis într-o zi: auzi, e fain locașul vostru, ei sunt undeva la 1000 de membri, e fain locașul vostru, din tot ceea ce este aici, un singur lucru v-ar mai trebui: climatizare. Vă montez eu instalația de climatizare, dar să mă treceți și pe mine membru în registru. Dar de ce vrei? Să aibă cinste în groape când mor sau de ce? O zis: nu poți să trei membru în registru că trebuie să te botezi. Și fratele a vrut să spună: și înainte să te botezi trebuie să te pocăiești, nu? Dar nu a apucat să spună și de pocăință. O zis: nu, fără să mă botez. Deci te rog, fără să mă botez dacă poți. Și o zis: nu pot că nu mă lasă șeful meu. De la București? Nu, ce din cer. Din cer. Botezul condiționat de Dumnezeu pentru mântuire și a început să-i arate versete, uite așa, trebuie tu să mărturisești, nu așa, trebuie tu să iei hotărâre, trebuie tu să crezi, trebuie să fie martor la botez. Nu putem pascuns că a vrut el așa mai... Nu, hai să facem cumva, dar undeva... Nu mai e undeva apă în spate. Da. Când nu crezi ce spune Domnul, cât este de greu uneori să ne încredem în Dumnezeu și când nu înțelegem. Domnul să ne binecuvinteze. Reluăm înainte de a încheia. Când dorința lui Dumnezeu poate fi un lucru prea greu pentru tine? Când aceasta presupune smerenie? Am îndemn să vă spun și lucrul acesta ca exemplu. După ce frații m-au pus în slujbă, eram destul de tinerel. Tineri încântați acum că au responsabil tânăr cu ei, frate, să predicați la programul de tineret. Acum nu mai mă cheamă așa des. Și am predicat sub titlul Liber la podoabe. Când au auzit frații bătrân titlul, bine că n-au reușit afară. Au stat acolo. Și am spus: titlul predicii mele este Liber la podoabe. Și am luat așa pe puncte, pe subpuncte. Proverbele, capitolul 3. Da? Vreți tineri, ați vrea să purtați podoabe? Știți că și în legătură cu smerenia, deci hai să vedem. Proverbele, capitolul 3. Versetul 3. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Dacă tot vrei,
Se poate. Să porți podoabe. Și ce plăcute sunt astea înaintea lui Dumnezeu. Leagă-ți-le. Leagă-te. O tânără într-o biserică a mărturisit și a spus: am lănțișorul pe dedesubt. Bă, dar cu ce te ajută, mă? Numai așa, vorba unui copil, când o zis învățătoarea: stai jos. Zic, nu, stau în picioare. Mă, stai jos. Până la urmă, stai jos, o să dau mintea mea tot în picioare. Că cine e încăpățânat, e încăpățânat, nu vrea să se smerească. Dar numai așa că vrei tu să-ți împaci mândria ta sau orgoliul tău, că tot îl porna. Și dacă zic frații sau nu știu ce, nu zic, poate nu zic toți, Proverbele 6:21, citim și 20 să aibă legătură. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățăturile mamei tale. Leagă-le necurma la inimă, atârnă-le de gât. Și mai sunt podoabe, și la mâini găsim, și liber la podoabe. Cred că nu le-am fost așa drag la frații bătrâni niciodată ca la predica aia cu podoabele. Sfințenia este podoaba casei Domnului. Pentru cam cât timp? 6:21, zice Petru. Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți? Ce fain e cu smerenie să lucrezi. Ce frate, nu, eu am fost de vină. Nu, nu, deci nu-ți mai cere scuze că eu am fost vinovat. Nu, cu de așa să tot lucrezi. Și zici, nu frate, dar chiar nu trebuie să ceri scuze că n-ai fost vinovat. Nu, ba, te rog să mă ierți, eu am fost vinovat. Așa, cu așa legături merge lucrarea, nu? Dacă zice, știi ce? Am și eu orgoliu, deci... Și cum ai vrea să cobori? Cum ai vrea să intri pe făgaș? De unul singur? Vrei să te ajut eu sau vrei Dumnezeu să intervină? Că poate și Dumnezeu. Da. Când dorința lui Dumnezeu poate fi un lucru prea greu pentru tine? O soră din biserică se ruga la noi și a spus următorul lucru: Doamne, îți mulțumim că nu ne-ai cerut imposibilul. M-am gândit la lucrul acesta. Mă, dacă mi-ar fi cerut Domnul numai să mă duc la mormântul lui gol, la Ierusalim, nici nu știam sigur dacă e ăla, nici nu aveam tichet până acolo, bilet, luat. Așa e că e bun Domnul. Ne-a cerut ceea ce putem, așa-i? Și cât ne este de greu ceea ce ne-a cerut. Nu. Eu să mă cobor să-mi cer iertare? Nu. Nu, asta niciodată. Am luat un frate din adunare și m-am dus la un alt frate care a lăsat pocăința deoparte și asta. Și m-am dus, dar am zis către fratele: auzi, dacă vrei să mergem, hai să luăm o zi de post. O, păi, și cu o zi de post trebuie. Păi, numai neapărat luăm o zi de post. Că nu-l biruim pe... Evrei 4:27, să nu dați prilej diavolului. Și zice Pavel Corintenilor, să nu lăsați pe satana să aibă câștig de la voi. Mi-amintesc că m-am dus cu acest frate, omul acela, un om mare, robust și răutăcios, așa de felul lui, a început să plângă. O spun, mergeți de zis că în viața mea eu n-am plâns și nu mi-am cerut iertare la nimeni și acum trebuie să-mi cer. Și și-o cerut. Și-o cerut. Dar eu n-am... Nici n-am încercat să lăburesc. N-aș fi putut să lăburesc. Măi, vezi că ești vinovat. Vezi că... Fratele, când a văzut și el, a început și el să plângă. O zic că, auzi, dar nu, că eu am fost vinovat. Nu, tu nu mai zic, că eu am fost vinovat. Asta înseamnă smerenie. Și toți în legăturile voastre să fiți podobiți. Să uită Domnul așa la noi să vadă, suntem împodobiți sau ne-am pierdut semnificația de copii al lui Dumnezeu. Când dorința lui Dumnezeu poate fi un lucru prea greu pentru tine, când aceasta presupune smerenie, nu vrei să lași darul la altar, să te duci, să rezolvi? Smerenie înseamnă coborâre în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Mai vrei explicații că trebuie mai multă rugăciune?
că Domnul a cerut stăruință în rugăciune, că scrie Luca 18 cu 1, că Domnul le-a dat o pildă să le arate că trebuie să se roage necurma, neîncetat, și să nu se lase, nu știu, câte versete ar fi nevoie pentru câte un frate sau pentru câte o soră, câte explicații ar trebui despre rugăciune. Eu am auzit frați care dădeau îndemnuri despre rugăciune și la rugăciune nu mergeau. Zic, mă, ăștia cred că vorbesc în somn. Că unii vorbesc și în somn, dar lucruri nepotrivite cu realitatea, știi? Ei nu-și dau seama pe unde-s, în cadranul lui Dumnezeu. Zic, mă, îndemnurile-s bune, dar e greu cu roadele. Da. Smerenie înseamnă să te vezi dependent de Dumnezeu. Doamne, trebuie să plec, am înțeles asta, trebuie să lucrez, am ceva de lucru. Și cum spunea cineva, astăzi sau în ziua în care sunt mai aglomerat, atunci trebuie să stau cel mai mult în rugăciune. Dumnezeu poate să-ți dea iscusință, poate să-ți dea spor la lucru, nu? Poate să te facă să capezi trecere înaintea oamenilor, să-ți deschidă uși, da? Domnul poate să ne binecuvinteze, slăvit să fie Domnul. Când se reiau, tot la primul punct mă opresc. Când dorința lui Dumnezeu poate fi un lucru prea greu pentru tine? Când aceasta presupune smerenie, gândește-te. Apoi, când părerile tale contează mai mult? Sau când nu crezi ce-ți spune Domnul? Fie ca în seara aceasta, Duhul lui Dumnezeu să coboare în mintea noastră și să inunde inima noastră cu inspirația Lui, să înțelegem mai bine, să acceptăm mai profund apropierea de Dumnezeu, să slujim cu o inimă curată, cu un duc smerit. Isaia 55 cu 15, cred că este, Domnul este aproape de cel cu inima mâhnită și cu duhul zdrobit. Domnul intervine pentru oamenii care în smerenie, în ce privește legătura pe orizontală, în smerenie în ce privește dependența de Dumnezeu, în ascultare. Naaman era în fața prorocului care transmitea voia lui Dumnezeu, sau în fața solului care aducea mesajul de la Elisei. Elisei n-a vrut să primească nici daruri, nici altceva. Cred că de asta nici nu a ieșit afară. Vă dați seama ce primire cu daruri, cu toate. Nu poți cu firești puteri să duci luptele divine, nici a Duhului poveri, să le porți smerit spre cer. Nu poți cu firești puteri, de n-ai viață nouă în tine. Procesul acesta al nașterii din nou, să-l deruleze, să-l desfășoare Domnul în fiecare din credincioșii Lui, El ne va întări până la sfârșit și ne va face să fim neclintiți. Dacă suntem sinceri, dacă stăm în smerenie înaintea Lui, dacă vom căuta părerea Lui Dumnezeu și nu mai susținem punctul nostru de vedere, când lucrurile sunt cu altă semnificație și când credem ceea ce Domnul ne-a spus. Amin.